clubul de seară cu Toader Băun. That sounds amazing. La Europa FM. Ce-ar fi clubul de seară la Europa FM fără prieteni, fără oamenii frumoși care ne alimentează optimismul și care ne ajută să descoperim mereu și alți oameni la fel de frumoși, cel puțin ca noi și modești. Nu, Mirela, bun venit în club! Bine te-am găsit, bună seara ție, Teddy, și tuturor ascultătorilor Europa FM. Mă bucur foarte tare să fiu din nou cu tine, că n-am mai fost de mult în club, nici la propriu, nici la figurat. Și eu mă bucur mult de tot pentru că ești aici, mai ales pentru că vorbim de oameni de milioane pe care, uite, îi descoperim împreună și cu ajutorul prietenilor care ne ascultă pe frecvențele Europa FM, pentru că deja este al cincilea an, cred? E al cincilea an în care noi facem Învățătoarea Anului. Deja sunt pe www.învățătoareanului.ro aproape 9.000 de propuneri. Wow. 9.000 de propuneri. Și din propunerile acestea noi vom alege o învățătoare. Cum o alegeți? Oh, anul trecut, de exemplu, am ales o învățătoare din Eșelnița care a făcut o campanie, a cumpărat tablete și s-a dus din poartă în poartă în sat la ea și a învățat copiii să lucreze pe Zoom. Întâi a învățat ea și pe urmă i-a învățat și pe copii. Și m-a impresionat foarte tare povestea ei. Suntem acolo, un comitet, un grup care citim toate propunerile venite de la părinți și alegem ceea ce ne impresionează cel mai tare. Cred că intuiția funcționează în primul rând, nu există niște criterii anume. Ideea era să-i încurajăm pe părinți să se laude cu acele învățătoare care chiar merită. Da, pentru că cred că e o problemă. Toată lumea vede lucrurile rele și exemplele negative din sistem, dar oamenii aceștia fantastici, care chiar sunt făcuți pentru a preda și pentru a fi alături de copii, sunt mult prea puțin văzuți, remarcați, iar ei aplaudați. Există. Ei există, sunt oameni care au transformat această pasiune într-o misiune, e menirea lor în viață și chiar sunt oameni care își lasă o amprentă frumoasă pe sufletele copilului. Știi, Teddy, în momentul în care îți duci copilul la școală, din ușă, îl dai pe mâinile unui om după ce tu 5 ani, 6 ani, 7 ani ai avut grijă de sufletelul lui și îți pui toate speranțele în persoana aceea care va sta 4 ore cu copilul tău, că va avea grijă de sufletul lui. Și noi căutăm în primul rând acele învățătoare care au grijă de sufletul copiilor, care înțeleg că inteligența emoțională este cea care ne dă combustibilul cu care noi putem să trăim fericiți pentru tot restul vieții. Și chiar cred că învățătoarea, după mama, tata, bunica, este o icoană în amintirea fiecărui copil. Da, cel puțin așa am păstrat și eu învățătoarea mea și uite, regret că în momentul în care eu eram la școală n-am putut să o propun pe doamna Elena Păun, care a fost învățătoarea mea și mi-amintesc cu foarte, foarte mare drag de ea și acum am regăsit-o pe Facebook, pentru că na, este o zonă unde te poți reîntâlni cu oameni și am remarcat că are fix aceeași dăruire și aceeași atenție și aceeași grijă și își amintește de toți elevii și îi reacționează la postări și la ceea ce face și cred că așa rămân învățătorii aceștia pe care îi căutați și voi în Ești memoria foarte oamenilor. Norocos, pentru că, uite, eu nu mi-am iubit învățătoarea, pentru că ea nu m-a iubit pe mine și n-am simțit că aș găsi în ea un partener pentru ceea ce îmi doream eu să fac în viață. Și probabil că fac învățătoarea anului tocmai din motivul acesta, pentru că aș vrea să se trezească din ce în ce mai multe învățătoare și să realizeze cât de mult contează amintirea pe care copilul o are pentru tot restul vieții. Am mai propus ceva anul acesta în campanie. Am zis să dezvoltăm puțin ideea și le invit pe toate învățătoarele de data aceasta să scrie scrisori de apreciere pentru fiecare copil din clasă. Tu ai o scrisoare de apreciere de la învățătoarea ta? Nu, dar mă gândesc că este motivul perfect să mă apuc acum de ea pe care mi l-ai dat tu.
Eu, dacă aș fi avut o scrisoare de apreciere în care învățătoarea mea să-mi spună: dragă Mirela, ești o fetiță drăguță și atentă, sunt sigură că talentul tău la desen te va face să găsești drumul tău în viață, sau capacitatea ta de a-i asculta pe ceilalți copii o să facă din tine un foarte bun ascultător și vei reuși să găsești cum să folosești asta. Știi, fiecare copil are ceva special. Eu n-am fost niciodată un copil de locul întâi, n-am fost niciodată ultima, am fost acolo la mijloc, așa cum probabil sunt majoritatea ascultătorilor noștri, și dacă învățătoarea mi-ar fi spus măcar o calitate pe care a văzut-o la copilul, nu la elevul ei, cu siguranță că eu aș fi păstrat scrisoarea asta lângă diploma de bacalaureat. Și aș vrea foarte tare ca învățătoarele să se uite la fiecare copil din clasa lor, și chiar dacă e cel mai neastâmpărat, chiar dacă e cel mai neatent, chiar dacă e cel mai încet, mai timid, mai zglobiu, să-i găsească ceva frumos și bun pe care să-l pună pe o hârtie. Mai ales că a fost anul ăsta atât de greu și pentru copii a fost absolut bulversant tot ceea ce s-a întâmplat. Cred că orice copil care termină anul școlar 2020-2021 merită o scrisoare de apreciere, și numai pentru faptul că a reușit să termine anul acesta. Foarte frumoasă invitația, o dată pentru părinți, poate pentru copii, să propună învățătoarea anului, până când mai au timp? Până pe 15 iunie pe www.învățătoareanului.ro. Tot acolo învățătoarele pot să găsească un model de scrisoare de apreciere. Le-am și ajutat, am pus-o într-o formă ca să fie ușor. M-am gândit că anul acesta legătura învățătorilor cu părinții s-a făcut pe e-mail și că sigur toate învățătoarele au e-mailurile părinților și că părinții s-ar bucura foarte tare să găsească în căsuța lor de e-mail o scrisoare pe care doamna învățătoare o scrie pentru copilul lor. Foarte, foarte frumoasă și această inițiativă, și nu te las să fugi, Mirela, înainte să-mi spui ce se întâmplă în această, în acest final de săptămână, în această penultimă ediție. La antrenorul părinților, păi dacă mâine e ziua învățătorului, mâine e ziua lui Gheorghe Lazăr, părintele învățământului modern românesc, duminică o să vorbim cu un învățător. Este un învățător special care la un moment dat a fost angajat în Gașca Zurli, care a terminat facultatea de teatru, care a jucat în spectacolele Zurli pentru copii la Clubul Țăranului. Și nu-i spune numele ca să-l descopere prietenii care numele, ne ascultă duminică. Pentru că astăzi el este învățător și folosește tot ceea ce a învățat în materie de joacă și interactivitate în Zurli, folosește în sala de clasă. Abia aștept să-l cunoaștem în emisiunea Antrenorul Părinților, emisiune care, apropo, și-a dublat audiența față de ultimele studii de audiență. Și sunt foarte mândră, pentru că în ultimul sezon am venit să le propun ascultătorilor noștri persoane mai puțin celebre, dar foarte interesante și cu povești fantastice în relațiile dintre părinți și copii. Profit de ocazia asta să-i mulțumesc partenerului meu, Gaspar Gheorghe, pentru că împreună facem această emisiune atât de iubită și de apreciată de ascultători. Cred că mulțumesc e cuvântul cu care să încheiem perfect. Eu îți mulțumesc foarte mult, Mirela, pentru că ți-ai făcut timp să fim împreună în clubul de seară, și merită să le mulțumim învățătoarelor care sunt alături de copii, să le mulțumească și învățătoarele copiilor care, iată, învață să fie mai buni cu ajutorul lor. Dragi părinți, dacă știți o învățătoare cu care merită să vă lăudați întregii românii, intrați pe www.învățătoareanului.ro și până duminică la antrenorul părinților, nu uitați că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Play, play, play. Clubul de seară cu Toader Băun. That sounds amazing. La Europa FM.